Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vom vorbi despre cum se rezolvă problemele prin metoda grafică. Și vom începe cu cele în care cunoaștem suma și diferența numerelor. Pentru aceasta, să nu uităm pașii pe care trebuie să-i urmăm în rezolvarea unei probleme. Vom începe cu analiza enunțului. Analiza conținutului, stabilirea planului de rezolvare redactarea planului de rezolvare și verificarea răspunsului. Acum să vedem cum se rezolvă o problemă de acest gen. Citim cu atenție problema. La o florărie s-au adus 435 de trandafiri albi și roșii. Trandafirii roșii sunt cu 24 mai mulți decât jumătate din numărul trandafirilor albi. Câți trandafiri s-au adus din fiecare culoare? După ce am citit problema cu atenție, vom analiza enunțul. Acest lucru îl vom face organizând datele problemei într-un tabel. Începem cu ce cunoaștem în problemă. Din problemă cunoaștem că numărul total de trandafiri este de 435. Și mai știm că trandafirii roșii sunt cu 24 mai mulți decât jumătate din numărul trandafirilor albi. Ce trebuie aflat? Câți trandafiri roșii sunt? Câți trandafiri albi sunt? Acum ne vom gândi ce operații vom folosi în funcție de ceea ce ne spune problema. Dacă problema ne spune că s-au adus 435 de trandafiri, asta înseamnă adunarea trandafirilor albi și roșii. Dacă problema ne mai spune că sunt cu 24 mai mulți, asta înseamnă tot adunare. Iar când am citit jumătate dintr-un număr, ne-am gândit la operația de împărțire și mai exact la împărțirea la 2. Să trecem la rezolvare. Începem cu desenul. Știm că trandafirii albi sunt de două ori mai mulți decât cei roșii, iar cei roșii cu 24 mai mulți decât jumătate din cei albi. Vedem că desenul este format din trei segmente egale și încă un segment care reprezintă cei 24 de trandafiri roșii. În total, sunt 435 de trandafiri. Ca să putem afla cele trei segmente egale, trebuie să scădem din totalul pe care îl avem segmentul pe care îl cunoaștem, adică cei 24 de trandafiri roșii, și ne rămân cele trei segmente egale. Ca să aflăm un segment, vom împărți rezultatul obținut, adică 411, la 3 și aflăm un segment. Acum, știind cât este un segment, putem să aflăm câți trandafiri roșii sunt, adunând la acel segment cei 24 de trandafiri și vom obține 161 de trandafiri roșii. Apoi trecem și vedem câți trandafiri albi sunt. Putem face acest lucru înmulțind
cât este un segment? Cu 2, pentru că trandafirii albi sunt formați din 2 segmente. Acum ne vom verifica. Dacă am lucrat corect, adunând trandafirii albi cu trandafirii roșii, vom obține totalul de trandafiri pe care ni l-a dat problema. Dacă am ajuns la rezultatul corect, putem să trecem răspunsul problemei. Să trecem la următoarea problemă. Citește cu atenție problema și organizează singur datele în tabel. Apoi, verifică-te dacă ai lucrat corect. Dacă ai organizat datele ca mine, încearcă să rezolvi singur problema, apoi verifică-te. Sper că ai început cu desenul. Și este la fel ca al meu. Ai scăzut cele 14 bile din total pentru a obține cele 2 segmente egale. Ai împărțit la 2 pentru a afla câte bile sunt în a doua cutie. Și ai adunat cu 14 pentru a afla câte bile sunt în prima cutie. Nu ai uitat să te verifici? Și ai scris răspunsul. Acum să citim cu atenție următoarea problemă. Află suma a 4 numere naturale pare consecutive, știind că suma dintre primul și ultimul număr este 558. După ce am citit problema, vom analiza enunțul. Organizăm datele în tabel. Începem cu ce cunoaștem în problemă. Problema ne spune că sunt 4 numere naturale pare consecutive. Și ne mai spune că suma dintre primul și al patrulea număr este 558. Ce trebuie să aflăm? Trebuie să aflăm numerele, prima dată, și apoi suma lor. Să vedem ce operații ne spune problema să folosim. Când ne spune problema că este vorba de numere pare consecutive, înseamnă că ele merg din 2 în 2. Iar suma celor 2 numere înseamnă adunare. Să trecem la rezolvarea problemei. Vom începe cu desenul și vom reprezenta cele 4 numere pare consecutive. Asta înseamnă că la fiecare număr vom adăuga încă 2. Știm din problemă că primul număr plus al patrulea număr ne dă 558. Dacă ne uităm la desen, vedem că al patrulea număr mai are încă 3 segmente pe care scrie plus 2, plus 2, plus 2. Atunci, noi vom scădea ceea ce cunoaștem din suma inițială. Deci 558 minus 6 ne va da 552. Acest număr reprezintă cele 2 segmente egale care ne-au rămas. Atunci, noi vom împărți suma care ne-a rămas, adică 552, la 2 pentru a afla un segment sau primul număr. După ce am aflat primul număr,
Îl vom aduna cu 2 pentru a afla al doilea număr. Adunăm al doilea număr cu 2 pentru a afla al treilea număr. Adunăm al treilea număr cu 2 pentru a afla al patrulea număr. Apoi vom afla suma celor 4 numere. Mai există o variantă de rezolvare. Putem să adunăm primul număr cu 2 pentru a afla al doilea număr. Putem să adunăm primul număr cu 4 pentru a afla al treilea număr. Și putem să adunăm primul număr cu 6 pentru a afla al patrulea număr. Să nu uităm să ne verificăm. Adunăm primul număr cu al patrulea și vedem dacă ne dă 558. Dacă am lucrat corect, putem să trecem răspunsul. Acum, citiți cu atenție următoarea problemă și organizați datele în tabel. Apoi, verificați-vă. Dați stop, lucrați și apoi vedeți dacă tabelul seamănă cu al meu. Dacă ați lucrat corect, treceți la partea de rezolvare. Încercați singuri, apoi verificați-vă. La rezolvare, ați început cu desenul, reprezentarea celor 4 numere consecutive. Apoi ați aflat, pe rând, cele 4 numere și suma lor. Orice variantă de lucru este corectă. Nu ați uitat să vă verificați și sper că ați obținut rezultatul la fel ca mine. Spor la rezolvarea problemelor.